Încercând să rezolve cât mai multe din problemele tehnice ale unităților din Marina Militară, baza de reparații tehnică de luptă navală are la rândul ei propriile greutăți. Comandantul acestei instituții, domnul comandor inginer Constantin Rusu, ne-a prezentat pe scurt pentru dumneavoastră cauzele care generează aceste neajunsuri. Pentru Marina Militară, instituția afectată an de an, ca de altfel întreaga armată, de flagelul bugetelor de austeritate, activitatea bazei de reparații tehnică de luptă navală poate fi comparată cu cea unui spital de campanie într-un plin război. Un spital care, din nefericire, dispune de tot mai puține resurse și care, în imposibilitate de a-și repune pacientul pe picioare, se ocupă doar de menținerea acestuia în viață. Efortul nostru a fost orientat și rămâne în continuare orientat spre a menține un nucleu de nave și de tehnică în stare de operativitate, prin faptul că, în prezent, datorită bugetului de austeritate, unitatea noastră, baza de reparații, a rămas unitatea de bază a Marinei Militare în executarea intervențiilor operative la nave, atât în ceea ce privește tehnica, armamentul, dar chiar și unele instalații care, în anii trecuți, când Marina Militară dispunea de mai multe fonduri, făcea obiectul șantierilor navale, deci intervențiilor de către șantierele navale. Vă pot spune că în acest an, practic, Statul Major al Marinii Militare nu a putut să introducă în reparații în niciun șantier naval, nicio navă sau în altă, la alt agent economic, o altă categorie de tehnică importantă. Prin aceasta, ponderea și importanța noastră a crescut în mod semnificativ și putem spune că în marea majoritate a situațiilor am rezolvat în mod pozitiv problemele. Chiar în ultima perioadă, când o serie de nave au fost angrenate la activități în acestea cu participare internațională, chiar dacă au fost într-un număr redus, totuși oamenii noștri au intervenit operativ și au reușit să aducă la parametri funcționali majoritatea instalațiilor și echipamentelor, în așa fel încât navele să-și îndeplinească misiunea în condițiile cerute și la standardele care erau impuse de participarea la această activitate. În aceste momente finalizăm punerea în funcțiune a unui cuptor de topit aliaje de la fontă oțel și neferoase cu o capacitate de 100 de kilograme, cu care vom rezolva foarte multe din problemele Marinei Militare în ceea ce privește în special fabricația de piese turnate de dimensiuni reduse. Oamenii trebuie trimiși la cursul de specializare, trebuie trimiși la executarea practică, de lucrări practice și de cunoașterea aparaturii în străinătate, lucru care implică un efort financiar care este greu de realizat. Confruntăm cu o chestiune care este la nivelul armatei, nu este numai o chestiune a noastră, este problema aceasta a salarizării personalului civil. Noi avem oameni foarte buni, specialiști valoroși, dar salarizarea, așa cum cunoașteți, este destul de redusă și am o presimțire care nu mi-o doresc să se îndeplinească în momentul când economia se va revitaliza și sunt convins de acest lucru, foarte mulți din specialiștii care avem vor pleca în alte domenii, dacă la nivelul Ministerului Apărării Naționale nu se va lua o măsură de îmbunătățire a sistemului de salarizare a personalului civil.
Mulțumesc!